Când ne uităm la universul în care trăim, vedem de fapt cum arată acesta după aproximativ 13,7 miliarde de ani. Datorită avansului științific, putem acum să ne uităm înapoi la evenimentul care a dus la nașterea universului. Deci, cum arăta universul în primele sale momente? Oamenii de știință au o imagine destul de bună despre ceea ce s-a întâmplat în primele minute de existență a universului. Ce s-a întâmplat înainte de asta este mult mai complicat. De exemplu, oare timpul exista înainte de Big Bang? Poate părea o întrebare ciudată, dar mulți oameni de știință cred că răspunsul este nu. Asta pentru că dacă dăm timpul înapoi până la Big Bang, întâlnim o singularitate primordială. Din păcate, într-o astfel de singularitate, spațiul și timpul nu pot exista, conform teoriilor noastre, bineînțeles. Stephen Hawking a făcut o analogie legată de existența timpului înainte de Big Bang. Este ca și cum ai întreba pe cineva aflat la polul nord încotro este nordul. Întrebarea pur și simplu nu are sens. Unii oameni de știință nu sunt de acord și susțin că exista inflație cosmică și înainte de Big Bang. Cu toate acestea, nu există un răspuns clar momentan. Dar putem să vedem până la momentul care a urmat Big Bang-ul. Când vorbim despre începuturile Universului, standardele noastre pentru timp sunt prea lungi. S-au întâmplat foarte multe într-un timp foarte scurt, iar teoriile științifice încearcă să acopere fracțiuni de timp de trilioane de ori mai mici decât secunda. Studiul acestei perioade este cunoscut sub numele de cosmologie cuantică. Înainte ca Universul să se extindă foarte mult, cele patru forțe fundamentale, interacțiunea gravitațională, interacțiunea electromagnetică, interacțiunea tare și interacțiunea slabă, erau unite într-o singură forță. În primele momente, nici materia și nici energia nu erau separate. Inflația cosmică a început foarte rapid, iar Universul și-a dublat mărimea de foarte multe ori într-o fracțiune foarte mică din prima secundă. După încă o astfel de fracțiune de secundă, materia și energia s-au separat printr-un proces numit bariogeneza. Cheia pentru crearea materiei sunt fotonii. Când fotonii se ciocnesc, formează particule subatomice și antiparticule într-un proces numit producția pe perechi. Dar legile fizicii sunt de așa natură încât se formează mai multe particule decât antiparticule, deci acum în univers există materie. La aproximativ 0,0001 secunde după Big Bang, temperatura universului a scăzut destul de mult încât procesul producției pe perechi să se oprească. Cele patru forțe fundamentale s-au separat și ele foarte repede după Big Bang, într-un proces numit ruperea spontană a simetriei. Acest proces încă le dă bătăi de cap oamenilor de știință care încearcă să-l înțeleagă și să descopere o ecuație sau o teorie prin care să lege aceste forțe, gravitația fiind cea care aduce cele mai multe probleme. La o secundă după Big Bang, neutronii s-au decuplat de alte forme ale materiei, formând ceva numit fondul cosmic de neutroni. Dacă găurile negre primordiale chiar există, pentru că nu suntem încă siguri, atunci și ele s-au format tot în acea perioadă. Producerea electronilor s-a oprit abia după 4 secunde de la Big Bang, atunci când temperatura a scăzut destul de mult, până la aproximativ 6 miliarde de grade Celsius. După aproximativ 4 secunde de la formarea Universului avem fotoni, neutroni, protoni și electroni, dar trebuie știut că sunt mult mai mulți fotoni decât orice altceva. Cu toate acestea, Universul este prea dens pentru ca lumina să existe, deci totul este întuneric. La 2 minute după nașterea Universului, lucrurile încep să devină interesante. Temperatura scade sub 1,2 miliarde de grade Celsius și asta permite formarea nucleului de deuteriu, cunoscut și sub numele de hidrogen greu. Prin fuziune se formează nuclee mai complexe în procesul numit nucleosinteză. Cu toate acestea se formează doar nuclee, pentru că încă este foarte cald pentru ca electronii să fie atrași și să formeze atomi. După 3 minute, temperatura scade sub 1 miliard de grade din cauza expansiunii constante, iar asta permite și nucleelor din heliu să se formeze. Asta se întâmplă atunci când două nuclee de deuteriu fuzionează, iar excesul de energie este eliberat sub formă de fotoni. Acum, Universul poate în sfârșit să formeze diferite forme de materie, deși momentan este format în proporție de 75% din hidrogen și 24% heliu. În această perioadă încep să se formeze și alte nuclee, cum ar fi cele de litiu și beriliu.
Cu toate acestea, nu se poate forma nimic cu o masă mai mare. Asta pentru că nu există nuclee stabile care să conțină 5 protoni și neutroni, iar încercarea de a adăuga un proton heliului rezultă în respingerea acestuia. Deci, universul se oprește pentru moment din producerea de nuclee, iar la 20 de minute de la Big Bang, nucleosinteza se oprește complet. Este încă prea cald pentru a permite formarea atomilor sau pentru a le permite fotonilor să ajungă prea departe. Deci, starea universului acum este aceea de plasmă întunecată. În acest punct, universul se află într-un fel de echilibru. Temperatura încă este prea mare pentru ca ceva semnificativ să se întâmple, iar următorii 2500 de ani aveau să fie lipsiți de evenimente. Universul este aproape complet plat și dominat de cantități mari de radiații. Trebuie să mergem mult înainte pentru a vedea ceea ce urmează. Universul continuă să se extindă și să se răcească, dar este nevoie ca temperatura să scadă foarte mult pentru următoarea fază. Abia după 2500 de ani, materia începe să domine universul. Următorul eveniment interesant avea să se întâmple abia după aproximativ 322.000 de ani. În acel moment, temperatura scăzuse destul, până la aproape 3000 de grade Celsius. Acum, protonii și electronii pot în sfârșit să formeze atomii pe care îi știm. Această perioadă este numită recombinare și este un punct foarte important în formarea universului pentru că atomii sunt necesari pentru a forma orice altceva există în univers. În această perioadă s-a format și radiația cosmică de fond pe care oamenii de știință încă o cercetează pentru a obține informații despre trecutul universului. Dar universul va rămâne întunecat până la 380.000 de ani de la nașterea sa, punct în care lumina poate în sfârșit să apară. Cu toate acestea, este încă destul de întunecat și va rămâne așa până când primele stele vor începe să se formeze. Dar stelele aveau să se formeze abia la 100 de milioane de ani după Big Bang. I s-au întâmplat foarte multe lucruri universului nostru, dar surprinzător de multe dintre acestea au avut loc doar în primele sale minute de existență. Primele sale 20 de minute au fost extrem de agitate, dar ele stau la baza a tot ceea ce vedem astăzi. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!